Bă, nu știam ce să le zic când am apărut în ceremonie, am râs ca prostul, fix ca prostul am râs, că nu știam ce să zic. Dar asta doar pentru că privirile lor m-au făcut să nu vreau să zic nimic. Cred că erau mă recunoști pentru că mă vedeau prea pregătit, mă vedeau prea... Eram gata să câștig duelul, să mă întorc pe insulă. Cred că nu mai voiau să mă vadă pe insulă, cred că nu mai voiau să mă vadă adversarul lor. Cred că nu mai voiau să mă vadă locul 1. Cred că s-au bucurat că atunci când am plecat eu, ei au avansat. Ștefania înapoi locul 1, locul 2 Robert Moscalu și locul 3 a intrat cineva care nici măcar nu era în top. Și s-au bucurat de locul 1, 2 și 3 până am venit eu. Iar trebuie să-i dăm o suia cea al Cezarului, vorba aia cum au zis-o ei. Cred că nu erau pregătiți să-mi dea înapoi ce era al meu. Să-mi recunoască meritele în continuare. Am revenit în direct mai mult, v-am zis că aranjăm frumos aici, s-au spălat vasele între timp, iar acum... Uite ce bine arată șef Iosif. Exact, nu, tu ești Bobo. Mersi mult. E serios, doar că Bobo e un pic mai gras și mai scund, tu ești un pic mai înalt și mai slăbuț. Da, da. Coleguța noastră, Alexandra Gogu, oameni buni, coleguțul Cristi Mitra și iată aici, doamna soție a lui Andrei Ciobanu, să rămână Marina. Bună ziua. Ce faci? Bună ziua, foarte bine. Abia așteptam să ajung, ca de fiecare dată, sunt vreau super emoționat. Nu ne-am mai văzut de mult, trebuie da, să exact. Ne cunoaștem. Tocmai de-aia vreau să te descarci, să spui cum stau lucrurile. Da. Ce părere ai despre ceea ce a spus Zani, apropo de revenirea lui din exil și faptul că a fost dezamăgit că oamenii din camp nu l-au așteptat cu că aplauze, nu i-au așternut covorul roșu. Prăjituri, bine da. Ai venit înapoi. Nu i-au cules mure și frați. Păi având în vedere că Zani, din punct de vedere sportiv, este foarte bun, clar ceilalți concurenți s-au simțit cumva eliberați atunci când au scăpat de Zani. Da? Corect, da. Iar Zani cred că a avut timp în acea săptămână să mediteze, să-și facă planuri, să-și facă planul de atac, să zicem. Și clar, ceilalți concurenți când l-au văzut, nu știam nici ei cum să reacționeze. Dar nu confundăm planul de atac cu frustrările astea. Nu sau... cred că s-au bucurat că m-am întors. Asta nu e un plan păi de atac. Păi se aștepta, cred că la o, nu știu, la o reacție mult mai ok din partea celorlalți concurenți și n-au avut-o și a fost surprins. Păi, la comportamentul pe care l-a avut pe parcursul acestei competiții, nu știu la ce să te aștepți. Zice cineva, bună ziua, nu am nimic personal cu Andrei Ciobanu, dar de când a ieșit din competiție, numai de Zani vorbește. Păi și Zani vorbește despre Andrei Ciobanu, dar prin intermediul comunității lui. Da, comunității lui. El, clar că și-a creat o comunitate destul de mare, care acum vine asupra lui Andrei cu foarte mult hate, dar ei, de fapt, nu înțeleg și nu știu în totalitate ceea ce se întâmplă, cum nici noi nu știm ceea ce se întâmplă. Bine, acolo un clișeu, așa, pe principiul ăsta, că am tot auzit, asta e o scuză pe care o auzim de la fiecare dată când revine aici, pe principiul acesta nu ne-am uitat la nicio emisiune, că niciodată n-am știut ce se întâmplă de fapt acolo și vezi, Doamne, și pe Andrei nu e așa, Andrei n-a bârfit și nu vorbește de nimeni prea mult și în exces e o problemă din montaj, l-au făcut așa pe el. Apropo de asta, da, apropo adică de asta. Că bârfește, nu? Coleguțul, am zis eu ceva. Apropo de asta, asta spunea și Zani, că avem și un material pregătit. Apropo de revenirea lui din exil și de cum l-a văzut și l-a perceput el pe Andrei Ciobanu, spune într-adevăr la un moment dat că și-ar bârfi și prietenii de acasă acolo. Haideți să vedem despre ce este vorba. Eu totuși mie s-a născut o nouă alianță în Survivor. Tu cu Zani? Am uitat la el, n-am vrut să-i mai zic nimic altru, ea, bă, că vorbește mult și prost. Bă, nu ne comparăm noi doi. Faptul că eu m-am dus în exil și tu ai mai primit șansă și te-ai dus la războinici, da. Aici unul dintre războinici a primit a doua șansă și unul dintre faimoși. Bun, noi am primit-o că s-a accidentat Ana, vărul meu. Te-ai fi gândit vreodată că Andrei Ciobanu e singurul care te înțelege? Sau printre primii, că poate te înțelegem toți. Noi nu vorbim de la egal la egal, voiam să-i zic. Păi eu nu vorbesc despre prietenii mei, despre frații mei de acasă, cum vorbești tu. Sau... Eu nu am jucat în sezonul ăsta cum ai jucat tu, tu ești. Dar nu am zis nimic. Au glumit, le-am făcut foarte bună gluma. Să mai glumiți, că e tare. Cert este că un lucru am învățat în Survivor-ul ăsta, că niciodată
nu poți să arăți cu degetul, că poți fi tu în locul ăla. Adică niciodată, roata tot de ai, s-a părtit roata asta în Survivor, dacă nu s-a împărtit de 200 de mii de ori. De la egal la nu egal vorbiți. Nu mai știi ce se întâmplă. Este clar că eu, de-a lungul competiției, nu am făcut nimic decât să-l demasc pe Zani și să îi arăt faptul că și noi înțelegem ce încearcă el să facă și noi suntem inteligenți, poate un pic mai inteligenți decât el, pentru că noi am avut o altfel de viață. E acolo încă un dar nu erau război. Cine? Cine? Zani. Stai cu Ciuban, cu Zani, la început. Nu. Mi-e greu să cred asta. Nu. Adică la început, au început totuși, se tatonau așa, adică nu părea că s-a ajuns până aici. Mie mi-a părut la un moment dat că e acceptat de către Zani și restul grupului atunci când s-a mutat, dar departe de a fi adevărat, cred. Adică a fost o perioadă doar în care s-au mocnit acolo, au rămas la un nivel de ăsta fără scântei, tocmai ca să-și vadă treaba că erau în aceeași echipă. Exact. Dar apropo de ceea ce a spus Dani, ți se pare că este iarăși o strategie de defăimare cumva, încearcă prin aceste testimoniale să întoarcă pe oamenii de acasă împotriva lui Andrei, că iarăși menționează treaba asta cu bârfa. Bănuiesc că se referea la Iancu. Da, exact. Se referea la prietenia între Andrei și Iancu. Ceea ce, din punctul meu de vedere, vrea Zani să facă este să se apropie cât mai mult de Iancu, să se apropie de publicul lui Iancu. Probabil că se vede destul de departe în această competiție, spre finală. Nu știu ce se va întâmpla. Și normal vrea să se apropie de Iancu, dar nu a reușit să de să bage în adică cu ce l-ajută? Iartă-mă, poate s-a obosit, cu ce l-ajută? Publicul să se apropie pe Zani. Păi, el adică spunea că este cel mai bun, acolo, da. Da, din punctul păi, zis se apropie, adică crezi că poate să-i fure publicul lui Iancu cineva? Nu neapărat, dar adică, el sau, a spus cel puțin unul altuia, nu acum punem. Da, de ce nu? Da. Da. Dar e cam târziu la asta, voiam să spun că păi având în vedere că finala este pe votul publicului, nu se știe niciodată cine... Deci nu, publicul hotărăște să fure acum. Cine câștigă... Păi, mă refer mai târziu acum. La început poți să zici, sar dintr-o barcă într-alta, mai vezi niște lucruri. Acum cam toți și-au dat ama pe față, știm exact ce caracter are fiecare, cum s-a comportat și cât de bun e pe traseu. Asta spun că mi-e greu în momentul ăsta când suntem aproape de final să poți să sustragi din partea altuia niște public. Dar dacă, din punctul meu de vedere, dacă se apropie Zani de Iancu și dacă Zani o să fie eliminat, din cei trei, din cei cinci, având în vedere că s-a apropiat de Iancu, publicul lui Zani nu ar merge către Iancu? Sau invers? Cine vrea să fie eliminat dintre cei doi? Dintre cei cinci. Nu, doi. Doi? Ai spus mai devreme, Iancu sau Zani? Zani. Păi îți dai seama, Andrei, mereu un conflict cu Zani, ea e soția lui Andrei, da. E normal să... Nu? Da. Da, și este într-adevăr un concurent puternic. Adică e evident Zani? Că... Da, evident că adică atunci când ești exact, normală, da, vrei să iasă cel mai puternic obvious. Pentru că asta este mersul ai jocului liber, până la urmă. Da, am uitat așa la mesajele venite de la telespectatori și că de fapt și conflictul ăsta între Zani și Andrei ce se întâmplă acolo nu avantajează pe niciunul. Pentru că oamenii spun niște bârfitori amândoi. Amândoi, da, două caractere. Oricum arată, sunt cam apeți aia Căleguțu. Adică oricum, eu repet, câteodată probabil pentru că uite, stai prea mult nu merită acolo în finală. Adică toată lumea e un pic eu cred că își uită rostul că de la motivul pentru care te duci acolo până la am reușit să-l demasc. De fapt ăsta e el. Eu știu adevăr, frate, încurcăm rolurile. Ne-am dus acolo într-un scop. Da, dar să nu uităm acum să este... devenim acești Captain Poirot și să fim detectivii vieții, să vă arăt eu vouă, obligația mea este să vă arăt eu vouă ce fel de om e ăsta. Da, se pare depășitomul de... A dat Alexandra un mesaj telespectatoare de-a noastră. Și a zis așa, până și infractorii acuzați de crimă au dreptul la replică sau un reprezentant să vorbească numele lor. Zani nu are. În atâtea ediții Zani a fost acuzat de orice v-a trecut prin cap fără drept la replică. Are dreptate, n-a venit nimeni din partea lui. Da, a venit. Replică. A fost păi și Sebichitoș că și unul lui prieten de-a lui, nu mai știu de unde a venit aici un băiat. Sunt singurii pe care i-a retrecut, să știi, la păi și mai ales dacă și prietenii adică fiecare din această competiție adică are o listă. Era reprezentantul Zani, da, când venea la pentru noi. Pentru că fiecare concurent din această competiție Alexandra, are o listă cu apropiați pe care îi putem contacta atât noi cât și stafful emisiunii Survivor în diferite situații. Acea listă a lui Zani este foarte scurtă și
Din păcate, dar nu îi pute. Nu știu să spun, nu știu. Asta ia o să ne spună Zani că mine, vorbești foarte bine. Mulțumesc, Roman, din suflet. Zice, uite, altcineva. Domne, pe ce motiv Zani, mă rog, că a fost eliminat, a revenit, că nu are același tratament ca ceilalți concurenți. Citim toate mesajele telespectatorilor noștri care se uită la noi la emisiune. Da. Zani are gândire de dictatorii, crică pe toți și nu acceptă și respectă părerea celorlalți. Andrei Ciobanu are dreptate în ceea ce spune despre Zani. Zani, sunt foarte multe mesaje. Nu degeaba, Cătălin, acest sezon a fost și este sezonul surprizelor, pentru că, într-adevăr, de la o săptămână la alta s-au schimbat lucrurile și cred că asta este și pentru cei de acasă, pentru deliciul celor de acasă care urmăresc, pentru că tu, atunci când te gândești că gata, știu ce o să se întâmple, știu care sunt finaliștii, știu care va fi eliminat, tu, uite că se întâmplă ceva, răsturare de situație pe ultima sută de metri. Și asta face și mai interesant jocul. Și ne ține activi acolo. Da. Să ne uităm în continuare. Nu mă place ce a făcut Andrei, dar nici pe Zani nu dau mai mult de 2 bani de la telespectatori. Adică de asta, lupta asta lor i-a făcut pe amândoi oarecum să piardă, știi? Niciunul n-a câștigat în fața publicului. Că te aștepți, dintre doi se ceartă, publicul zice, bă, țin mai mult cu ăla sau cu celălalt. Dar aici se pare că publicul pe amândoi ia. Cred că aici câștigă ceilalți. Doi se ceartă, câștigă al treilea. Amândurora, da. Super, haide că mai avem un material, da, nu? Tot de aseară, da. Apropo de continuarea, să zic, a acestui conflict. Perfect. Care mocnește acolo. De la începutul competiției, Zani a desconsiderat fiecare concurent, indiferent că era aliat, dacă era în echipa faimoșilor, sau că era adversar în echipa războinicilor. El s-a pus pe un pedestal sus, el s-a crezut și se crede în continuare cel mai bun. Și clar a fost rănit în orgoliu în momentul când cine, TJ, pe care el îl consideră mult mai slab decât el, l-a și dat afară din competiție. Îmi place când cineva se oftică și oftică de aia constructivă, însă dacă sunt invidiat și sunt privit cu invidie, nu-mi place deloc, nu-mi place. TJ s-a bucurat că a rămas ultimul, a și specificat că el a rămas ultimul și când m-a văzut era atât de dezamăgit, dar se vedea în privirea lui, era dezamăgit că nu e ultimul. Era dezamăgit că mai trebuie să ne duelăm și că poate nu să mai reușească vreodată să-mi ia punct. Era dezamăgire totală. Eu am vrut să văd tu dacă mă iei în brațe. Când se întoarce fratele tău care și-a rupt capul pentru voi aici, nu stai să bați cuba cu el să-i zici salut bro. No, îl iei în brațe, bă, ce mă bucur că ai venit, bă, a venit Zani, bă, bă! Dumneavoastră aveți legătură. Eu am zis clar că în acel exil cred că Zani a luat o altă traiectorie, nu știu. A venit total diferit cu altă... și cum a zis Andrei, a venit să dea în celălalt... A venit și mai înrăit decât mai înrăit, să înveți, da. Da, cred că asta este strategia lui în momentul acesta, pentru că a și spus că din momentul ăsta sunt singur, nu mai am pe cine să protejez, cum a fost înainte, Ștefi, Ana, da. Și consideră că acum este pe cont propriu și cred că asta e strategia, să elimine prin orice metodă. Și din păcate asta cred că e tot din urmă cumva, cum le avem pe toate, toți avem bagaj, în loc să înregistrezi... Zani vine dintr-o... perioada destul de dificilă și de admirat că a reușit omul ăsta să supraviețuiască. Asta vreau să spun, dar sunt oameni care interpretează sau lucrul ăsta îl transformă în ceva pozitiv și bun sau devii un om rău. Pentru că în loc să considere asta ca un premiu, faptul că ai fost reintrodus, el a considerat-o pedepsit, a fost pedepsit că a stat în exil, de fapt, aia partea proastă și acum o dădea în ceilalți. Când trebuia să fii cel mai jovial, cel mai recunoscător care a venit în joc. Asta spun, cele fapt, două opus, pentru tine acolo putea opus să se termine atunci competiția. Nu. Pentru el putea să se termine atunci competiția. Da, da, pentru el, da. Și atunci trebuia să revină 100%, 100%. O altă atitudine. Absolut, trebuia să vină recunoscător. Să zic că mulțumesc, mai am o șansă, hai băieți, ne să facem treabă, nu să dai în cap tuturora. Uite, zice cineva, domnule, în primul sezon al lui Zani l-am susținut, dar acum chiar nu merită să câștige, parcă a intrat satana în el, se crede prea tare și nu este. Doamna Doina. Și vezi că doamna Doina e cu noi aici, uite. De mult. Doamna Doina, telespectatoare fidelă, se pare. Bun. Te rugăm să ne spui, cum mă simți tu de acasă? Cum mă simți pe Andrei în acest punct? Că a ajuns destul de departe, ultimii 7 sunt acum. Și cum ți se pare? Cum îl găsești acum?
Mereu am spus că am încredere în Andrei, îl susțin și știu că el va depăși orice moment. Și așa a făcut-o și până acum. Îl vezi în finală? Da. Da, și merită, pentru că a fost pus la zi. Cu cine îl vezi în finală? Nu știu. Vom vedea. Nu știu. Îl vezi cu Zani? Ajunge Zani în finală? Nu știu ce să zic. Vom vedea. O să urmărim, o să urmărim emisiunea și vom vedea. Da. Vom vedea pe parcurs ce se va întâmpla. A dat cineva mesaj Alexandra și a zis: cine a venit să-l susțină pe Zani? Duli a vorbit frumos despre Zani în 5 minute și ați expediat-o. Celor care sunt împotriva lui le-a acordat jumătate de oră din emisiune. Da. Suntem niște oameni răi, părtinitori. Și cu asta basta. Nu, dar îți dai seama, oamenii când susțin pe cineva, nu reușesc să fie destul de realiști și să vadă toată. Bă, stai un pic, la emisiunea aia a fost, uite, și asta, și asta, și asta, o lucru, știi? Sunt foarte pătimași, au doar chestia asta. Și drept dovadă că noi le citim mesajele, că nu avem absolut nimic împotrivă și că și răspundem la absolut orice. Da. Bun. Păi, acestea fiind spuse, ce să zic? Cum să spun, ca soție de supraviețuitor, multă putere și ție. Mulțumesc, da, mi-a trebuit foarte multă putere, răbdare, încredere și ce să zic, mi-a fost foarte greu atâta timp cât el a fost plecat, dar sunt mândră și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns până în punctul acesta și sper din suflet să ajungă cât mai departe în competiția asta, pentru că merită, cum am mai spus. Mulțumim mult de tot, Alexandra, mulțumim și ție, Alexandra Gogu Amemu, vă așteaptă pe Instagram, vii și mâine, nu? Da, pentru că avem în seara aceasta jocul de imunitate. Deci mâine avem iar o discuție interesantă. Foarte interesantă. Coleguțu, te așteptăm și pe tine. Mulțumesc. Mulțumim mult de tot. Cristi Mitra, îl găsiți și pe Instagram.